Performanțele suceveanului Alin Firfirică au fost recunoscute de Federația Română de Atletism. În cadrul Galei Atletismului Românesc, discobolul Alin Firfirică a fost desemnat cel mai bun atlet român al anului 2018. La fete, distinția a fost acordată săritoarei de triplu Andreea Panțuroiu de la CSM București. Alin Firfirică este legitimat la CSU Suceava și Steaua București. El este medaliat la multiple competiții naționale și internaționale. În 2018 a făcut pasul la seniori și s-a calificat în finala campionatului european de la Berlin. Pentru anul acesta doresc să fac aceeași surpriză și la mondiale, adică să intru în finală. Iar în 2020 vreau neapărat o medalie la Tokyo, a declarat atletul antrenat de Daniela Costian și Ioan Zanfirache. În cadrul galei de la Teatrul Elisabeta a fost premiat și dorneanul Gabriel Bularda. Sportivul antrenat de Cristian Prâsneac, legitimat la CSM Vatra Dornei și CSU București, a fost desemnat cel mai bun junior al anului trecut, după ce și-a apărat titlul continental cucerit la Europenele de alergare montană pentru juniori din 2017.